Bună ziua tuturor, vă urez un an nou bun și fericit cu Dumnezeu. Vrem să clarificăm un lucru care anul trecut l-am observat pe comentarii, pentru că mulți au comentat și au spus că multe lucruri sunt cam exagerate din ce am spus eu. Cum aș vedea eu într-o livadă de 3 hectare, de 7 hectare, unde ar trebui tăiat și curăța pomii și fiecare creangă care are peste 2 cm să o pansez cu mastic cupric. După aceea, la îngrășămintele bio, unii au spus că într-o livadă mare, cum s-ar descurca cu îngrășăminte care sunt scumpe. La stropirile împotriva dăunătorilor, la fel, am pus câteva rețete bio și unii iarăși au comentat că ce s-ar face într-o livadă mare, să cheltuiască atât așa mult cu produse naturale. Deci vreau să specific de la începutul acestui an ca să înțelegem că tot ce am vorbit și anul trecut, tot ce vom vorbi și anul acesta, dacă vrea Dumnezeu și totul va fi bine, este pentru grădinile din jurul casei, pentru livezi mici și nici într-un caz pentru livezile intensive. Între livezile intensive și grădinile din jurul casei sau niște livezi mici, pe parcele mici, este o diferență enormă. Pentru că atunci când se înființează o livadă intensivă, se înființează cu un singur gând. Să se câștige bani, să fac doar cu un singur scop. Se investesc bani și se așteaptă că de acolo, din investiția aceea, să iasă mai mulți bani. De acord, e normal ca o livadă intensivă să se facă ca o afacere, dar pentru aceasta, în livada intensivă sunt cu totul alte reguli decât în livada din spatele casei, unde sunt câțiva pomi care îi avem, sau o livadă mică unde avem pentru noi sau pentru o mică vânzare, dar cel mai mult pentru uzul familiei. Acolo vrem să fie cât mai bio, vrem să fie cât mai natural, vrem să avem într-o grădină din jurul casei, vrem să avem o diversificare mare de pomi, ca să avem tot timpul anului arbuși diferiți, pomi diferiți, unii timpurii, alții târzii, să acoperim cât mai mult din an cu fructe proaspete din grădina noastră. Păcând o livadă intensivă, se face după un plan clar, pe hectare, se face totul pe rânduri, se face cu un soi, maxim 3 soiuri într-o livadă intensivă. În primul rând, se fac cu portaltoi mici sau mijlociu, ca pomii să nu fie înalți, să se poată lucra ușor. Coroanele la livada intensivă, coroana pomului în general este aplatizată. De ce? Pentru ca să poată trece utilajele, tractoarele, ca să le poată stropi cu acele pompe care sunt industriale, industriale care sunt trase după tractor, ca să poată face aratul între rânduri și diferitele lucrări. Plus, alții au chiar și tăierii mecanizate a pomilor. Deci acolo merg cel mai mult coroane aplatizate, palmetă, iarăși un lucru foarte important, se pun pompe portaltoi mic sau mijlociu ca să nu crească foarte înalt, să nu facă creșteri nici laterale mari și între pom distanța este foarte mică și se merge mult și pe coroană tip fus cu creșteri laterale mici care se noiesc în fiecare an. Deci este total diferit de ceea ce facem noi în grădinile noastre. Ne poți spune 3 diferențe majore între o livadă mare, industrială și grădină? Prima diferență este că livada intensivă se face pe hectare. Și o livadă intensivă nu este rentabilă dacă nu se pornește de la câteva hectare minim. Asta pentru cei care vor să înceapă așa o afacere cu livadă, da. Da, deci nu este rentabilă decât pe o suprafață mare, cu material plantat de calitate, care costă mai mult, care trebuie să aibă garanție. Sunt pepiniere care dau garanție? Da, deci se cumpără doar de la pepiniere care dau garanție că pomii sunt tratați, că pomii vor intra într-un anumit an pe rod, pentru că sunt în joc foarte mulți bani. Deci al doilea lucru este că o livadă intensivă trebuie pregătit terenul cu cel puțin 2 ani înainte. Trebuie făcut o desfundare a terenului, trebuie fertilizat, trebuie sterilizat. Nu este ca într-o grădină particulară unde am văzut un păr frumos la un prieten și eu îmi pun, acum la primăvară îmi pun un păr. Nu, acolo se face un plan, trebuie să faci un plan așa ca și cum ai construi o casă. A treia diferență este pentru că acolo neapărat trebuie să facem o irigare permanentă,
o îngrășare a terenului permanentă, o supraveghere, o tăiere și o întreținere a pomilor permanentă. Acolo nimic nu se iartă. Dacă facem greșeală în livada intensivă, acolo orice întârziere, orice greșeală costă foarte mulți bani sau chiar poate aduce falimentul. De aceea, dacă vor apărea și în următoarele videoclipuri din acest an, pe care vrem să le facem și în videoclipurile care le-am făcut, unele lucruri care într-o livadă intensivă nu se potrivește, rugămintea mea este că să nu mai puneți la comentarii că nu este pentru dumneavoastră acele detalii mici care eu le voi arăta, acele îngrijiri exagerate, pentru că este pentru pomii din grădina noastră, care ni dragi, îi vedem cum cresc, se apropie. Da, dacă și cineva vrea livadă bio, poate aplica și da, își permite. Da, livezile mici se poate aplica, dar livezi mari, intensive, nu prea merge cu bio, prea puțin, acolo sunt probleme. Pentru că dacă se pierde producția dintr-un an, se pierd banii din acel an și la livezile intensive se fac de la 7 stropiri la 13 stropiri chimice ca să fie sigur că nu se pierde producția și fructele vor arăta bine și se vor putea vinde bine. Pe când în grădinile noastre nu ne interesează să arate așa de bine, pe când ne interesează să fie bune, naturale, bio și să avem noi o satisfacție că avem o grădină ca un mic paradis. Deci, diferența este mare și de aceea eu vorbesc pentru acele grădini mici, livezi mici și nici într-un caz nu mă adresez celor ce au livezi mari. Acolo sunt inginerii care sunt specializați pentru livezi intensive, acolo se fac arături speciale, acolo se fac îngrijiri ca la carte pentru că sunt mulți bani în joc și îi înțeleg pe dânsii, dar canalul nostru este, încă o dată și cu asta închei, pentru oameni simpli ca și mine, care vor să-și îngrijească pomii sau care vrea să ajute și pe alții, dar în primul rând vrea să-și îngrijească pomii și arbuștii de lângă casa lor. Eu am cu tot o altă meserie, de unde îmi câștig banii, ceea ce fac este o pasiune, un hobby, o plăcere și faptul că în propria grădină am văzut rezultate, de aceea am vrut să ajut și pe alții, ca să înceapă ei, așa cum am început și eu, ca să îngrijească de grădina lor și vor vedea rezultate. Vă mulțumim pentru vizionare, împreună cu fiica mea, vă așteptăm la un alt videoclip, pe curând!